conform regulamentului care mi-a fost comunicat, am înțeles că trebuie să prezint trei lucruri. Primul, perspective de dezvoltare a carierei în cadrul școlii doctorale plus preocupările actuale în cercetare. Am sintetizat fraza în circa 30-45 de minute, după care să prezint teza de abilitare într-o limbă internațională, inclusiv franceza. Porteam și în germană și în engleză, dar parcă mai bine vorbesc franceza. Deci, 15-20 de minute. Voi fi foarte sintetic. Am, de fapt, materialul tezei se află și ei, se află și pe site-ul Universității Naționale de Muzică. Am susținut-o în fața teza de abilitare, în fața unei comisii naționale. În unanimitate am obținut, mă rog, examenul respectiv, suma cum laude, capacitatea de abilitare mi-a fost acordată. De asemenea, vreau să amintesc faptul că am obținut titlul de doctor în muzicologie, teoria superioară a muzicii, având ca și coordonator pe eminentul profesor doctor universitar, profesor universitar doctor Victor Giuleanu, în anul 1994. Am fost primul lui doctorant. Și, sigur, tema de atunci, muzica celestis, anamorfoza în sacrul din arta sunetelor, destul de voluminoasă, peste 500 de pagini. Am susținut-o tot așa, am obținut doctoratul suma cum laude, într-o comisie fiind eminenți specialiști, în afară de maestrul Cosma, din câte știu, mi-am amintesc Octavian Lazar Cosma și Gheorghe Firca, plus un specialist de la Facultatea de Teologie, profesor dogmatic, profesor universitar preot, profesor universitar doctor, Dumitru Popescu. Așa. Bun. Deci, revenind la această expunere a mea. Eu m-am gândit că cel mai bine și cel mai sintetic și mai clar pentru toată lumea este să expun pe scurt, sinoptic, într-un sinopsis, dacă vreți, ideile pe care aș dori să le dezvolt, după aceea să le dezvolt în măsura timpului disponibil și urmând ca dumneavoastră la întrebările care urmează să mi le adresați, să-mi solicitați detalii. Am sintetizat un material foarte, foarte schematic, dar toate dovezile pe care, dacă doriți să vi le ofer, vi le ofer aici, le am aici, așa că am material suficient. Bun. Deci, perspectivele de dezvoltare a carierei în cadrul școlii doctorale. Este ora 12:05 minute. Desigur, aceste perspective sunt ample și domeniul muzicii este un domeniu universal. În ceea ce mă privește, sigur, sunt deschis la oricare fel de aplicații în domeniul cercetării avansate, în muzicologie sau în componistică sau în interpretarea muzicală. Muzica este un limbaj universal, după cum am spus, și oferă nenumărate posibilități de materializare sonoră a unor idei. Eu însă mă voi concentra pe elementele pe care le-am expus și în teza de abilitare, respectiv Shoah, Holocaustul, proiectat în creația mea componistică, pe care îl voi extrapola la creația muzicală, în cazul școlii doctorale. I-am dat un exemplu particular. Și cel de-a doua subtemă, analiza și sinteza computerizată. Mai altfel spus, sonificarea și vizualizarea. Un domeniu, într-adevăr, de cercetare avansată, pe care l-am abordat atât în, dar o să spun la momentul respectiv, în conjuncție cu Center of Computer Research in Musical Acoustics de la Stanford University, personal cu Chris Chey, cu care am colaborat la Soundwire Project, dar și în România am colaborat cu eminentul profesor universitar dr. Ștefan Troșan Matu, de la Catedra de Inteligență Artificială a Institutului Politehnic București, Facultatea de Informatică. Bun, dar voi expune, tocmai pentru că sunt foarte multe lucruri de spus, le voi lua sistematic. Shoah. Înainte de a vă expune, de a vă dezvolta aceste idei legate de Holocaust, de Shoah, aș dori să precizez că motto-ul pe care l-am ales și în contextul examenului de abilitare, îl voi expune și acum, el aparține scrierilor Elie Wiesel, mai precis cuvântării sale cu ocazia decernării premiului Nobel. Este o frază, dacă vreți, două fraze, o întrebare și un răspuns. O întrebare o pune evident Wiesel și răspunsul îl dă tot el. Întrebarea este, unde este Dumnezeu? Și răspunsul, Dumnezeu este într-o coajă de pâine. De asemenea, exact ca și în contextul tezii de abilitare, doresc și în această onorată adunare să fac o declarație. M-am născut în anul 1954, 25 august. Deci, la 10 ani după încheierea celei de-a doua conflagrații mondiale. Dar, în urma
lucrurile pe care le-am aflat. Din păcate, sub comuniști, Holocaustul nu a fost deloc cercetat așa cum aș merita, de aici și antisemitismul, dar asta e alt subiect. Deci, cercetările care le-am întreprins și la care m-a ajutat în mod deosebit foarte mulți eminenți evrei specialiști în domeniu, voi menționa în mod special pe profesorul universitar, doctor, profesor emeritus la Universitatea Babeș-Bolyai, domnul Mihail Shafir, un expert în acest domeniu și special în domeniul negaționismului, pe care îl voi aborda imediat. Deci, în acest sens, declar că sunt de naționalitate română, de cetățenie română, și că mă simt pe deplin, total responsabil și chiar și parțial vinovat pentru crimele efectuate împotriva celor 400.000 de evrei, de legionari și de mândra armată română sub conducerea sifiliticului mareșal Ion Antonescu. 400.000 de evrei au murit, stimați colegi și prieteni. Voi da imediat datele respective. Dar, cred că și 400.000 au fost ucise de români cu un an înainte de conferința de la Wannsee, din ianuarie 1942, convocată de Heinrich, care s-a pus problema soluției finale și rezolvarea ei. Noi am fost, într-adevăr, protocroniști ca întotdeauna și iată ce am făcut noi în anul 1941. Glorioasă armată română. Nu știu cum se dă. Sunt. Ăsta e pogromul de la Iași. Trenurile morții, în care evreii au fost uciși, au fost închiși în vagoane, iar aceste trenuri ale morții au umblat zile în șir, săptămână în șir, pe diferite linii moarte, până au murit aproape toți. Din fericire, unii au scăpat, cum este domnul Iancu Zuckerman, care are acum 94 de ani și care îl voi menționa mai ulterior. Dar îmi pare rău, dar nu știu cum se dă următoarea poză. Cred că o să o dau manual. Așa, deci asta este o imagine, a doua imagine. Cadavrele din aceste trenuri ale morții, care au fost scoase de jandarmii români și de polițiștii români. Iată-le. Da? Și a de-a treia imagine. Similară. A patra, a cincea, a șasea. Văd că merge. Da? Grămezi de cadavre. Oameni care au murit în condiții înfiorătoare. Fac o paranteză. Anna Arendt, celebra ziaristă, discipola lui Heidegger, se pare că și iubită, dar după aia s-au certat, dar care a trăia la New York și care a scris o carte, Eichmann la Ierusalim, în care a avut niște dialoguri cu acest mare criminal de război, care de-a fost și executat. Și Eichmann, între altele, declara următoarele lucruri. Două lucruri. Că din câte știu ei, Arendt a confirmat, România a fost cea mai antisemită țară până la cel de-al doilea război mondial. Am dovezi de la Ion Creangă, Slavici și alți mari autori români. Nu mai vorbesc de Eminescu. Și a doua declarație, care este cutremurătoare a lui Eichmann, care zice, domne, noi am văzut ce au făcut românii pe acolo, prin Transnistria, prin deportări, domne, noi am considerat că este sălbatic modul în care i-au omorât. Nu este civilizat. Motiv pentru care i-au imaginat camerele de gazare, care sigur, sunt mai umane, sunt un mod mai civilizat, mai înțeles, mai european de a ucide. Fără alte comentarii. Da? Acești spânzurați. La Odessa. Trupele române. Glorioasă armată română. Toți sunt evrei. Tot pogromul de la Iași. Tot Odessa. Aici o să fac iarăși o paranteză, ca să nu scap ideea. Deci a existat lagărul de concentrare de la Bogdanovka. Știați de? Bănuiesc că nu. Nici eu n-am știut. Mi-au spus prietenii mei evrei și am aflat de la Yad Vashem. Deci un lagăr construit de armata română lângă Odessa, la Bogdanovka. Acolo au fost internați, nu știu, 12, 14, am toate datele aici de evrei, care au fost exterminați. În decembrie 1941. Exterminările au fost declanșate la începutul lunii decembrie, după care, pe data de 23 și mai ales de 24, ca și bun creștin, în numele Mântuitorului, armata română a hotărât să sisteze execuțiile, s-au sărbătorit Crăciunul frumos, cu colinde, ca și bun creștin, nașterea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, după care, pe 26 și 27, au început din nou crimele. Este cutremurător. Am făcut teologia. Nu sunt ateu, dar
era și un banc. Vrei să ajungi ateu, fă facultatea de teologie. Deci am studiat teologia, dar vă spun sincer că acest episod mi-a zdrucinat foarte multe lucruri pe care le-am învățat acolo. Bun, mai departe, iarăși, pogromul de la Iași, niște copilași care au fost uciși. Aici evreii, comunitatea evreilor, în față, la prefectura din Iași, când au fost puși de polițiști să spele sângele de pe caldarâm. Am și o carte, dacă vreți vă o pot oferi, referitoare la pogromul de la Iași. Așa, și aici, erou între eroi. Mareșalul erou Ion Antonescu, s-a făcut o statuie. Este considerat mare român, unul din cei mai mari. S-au făcut sondaje. Unul din cei mai mari români, pe locul 2-3, Ion Antonescu. No comment. Deci, am vorbit despre aceste lucruri. Acum, deci eu mă consider responsabil față de aceste crime. În continuare, voi vorbi de negaționism. Vă mărturisesc că am analizat cu mult interes acest lucru. Ce este, de fapt, negaționism? Este negarea Holocaustului. Nu e revizionism, o să vă dau și un citat din Michael Shafir, este negarea Holocaustului. Dar această negare este similară cu neonazismul. Pentru că este, sunt patru categorii, după profesorul Michael Shafir, patru categorii de negaționism. Prima categorie este dintr-un studiu pe care l-a publicat în America, la Ierusalim, și a apărut și în română. Între negare și trivializare prin comparație. Negarea Holocaustului din țările postcomuniste din Europa Centrală și de Est. A apărut și la ea și prea loc. Și ce spune domnul profesor Michael Shafir? Că există patru tipuri de negaționism. Self-exculpatory, nostalgic, antisemitism, sau pe românește antisemitismul nostalgic, dezincriminator, dând ca exemple tot felul de partide și partiduțe de dreapta, de Uniuni, de Noi Dreapta, de Asociația, Fundația George Manu, Mișcarea Legională, Legiunea Campului Mahai. Ce fac? Ăștia sunt toți nostalgici, lume, ce dreapta extraordinară, tradiția dreptei românești, marile personalități ale dreptei. Iată cum au venit evreii și ne-au interzis nouă, ăștia care au dus comunismul, zic ei, și au interzis pe mari patrioți, pe cum Ion Antonescu, care s-a sacrificat și așa mai departe. Ăștia sunt nostalgici dezincriminatori, pentru că dezincriminează trecutul, prezintă în culori foarte frumoase. A doua categorie, self-propelling antisemitism, antisemitism autopropulsor. Este foarte interesant, persoane, între ghilimele, mesianice, apropo de mesianici, de palingeneză. Corneliu Vadim Tudor, senatorul Shoah și alții, și alții, și alții. Aceste personalități care au scris cărți sau au zis, domne, cum, noi reprezentăm dreapta României, adevărata tradiție românească și așa mai departe. Există a treia categorie, utilitarian antisemitism, antisemitism utilitar, foarte interesant, practicat de diferiți oameni politici care n-ar fi antisemiți, dar când vin alegerile au nevoie de alegători. Și atunci se aliază, utilitar, cu diferite partide extremisme ca să mai absoarbă din voturi. Există foarte interesant și filosemitism utilitar. Filosemitismul ce este? Când un foarte mare antisemit, cum era Corneliu Vadim Tudor, în anumite momente când venea pe sacul sau cu rimul, se ia niște texte, în vai cât îi iubim noi de mult pe evrei. El venit pe fond, deci filosemitism utilitar, fals. Farisei. Antisemitism mascat, simularea filosemitismului. Și cea de-a patra categorie, care spunea profesorul Shafir că le sumează pe toate patru, reactiv antisemitism, antisemitism reactiv. Și aici apar, aici este foarte interesant, aici suntem în actualitate. Chiar și cu criza de la Opera. Evreii au adus comunismul. Nimic mai fals. Să nu uităm că mari milionari ai lumii sunt evrei. Ei nu puteau să aducă ei comunismul. Și după aia, profesorul Shafir mai face o bine, dar ajung și la aceasta. O sintagmă, deci evreii au dus comunismul, după aia, compararea Holocaustului cu Gulagul. Iarăși este o eroare fundamentală, pentru că Holocaustul sau Shoah, n-am intrat în etimologie, o să vorbesc în franceză, fac etimologia Shoah. Shoah înseamnă catastrofă, iar Holocaust înseamnă ardere de tot. Ambele au origine biblică. Dar, cum spunea și Elie le preferă termenul de Holocaust pentru că, de Shoah, pentru că Holocaust a fost trivializat. Se vorbește, vă spunea, domnule, am văzut la un meci de fotbal în care s-au masacrat 3-3, spune, ah, ce Holocaust a fost la meciul ăla de fotbal. O, nu se poate. Holocaustul e unic. Nu se aplică nici măcar la crime împotriva umanității. Nu se, este legat în mod indisolubil de poporul român și de ce este legat? De poporul evreu. Și de ce este legat? Pentru că în Shoah, în Holocaust, au murit și bogați, și săraci, și tineri, și bătrâni,
doar pentru că era evrei. Pe când în Gulag, care înseamnă luptă de clasă, au murit dușmanii de clasă și așa mai departe. De altfel, spunea profesorul Shafir, evoca faptul că ONU nu a acceptat termenul, a afirmat că comunismul nu a fost genocidar în sensul acestui termen, dar a fost din plin criminal împotriva umanității. Deci genocidul este numai Holocaustul. Așa, acum însă voi face, deci v-am dat cele patru tipuri de Holocaust. Acesta reactiv îl trăim și în vremuri. Și cum spunea foarte frumos un gânditor, spune, domne, zice, nazismul nu se exprimă neapărat prin Hitler și prin svastică, ci prin lipsa toleranței. Bun. Ca și teolog, totuși am terminat și facultatea de teologie cu 9-10 și așa mai departe. Mă rog, puteam să mă fac popă, dar nu m-am făcut că nu mi-a plăcut așa mai mult ca muzician să studiez limbile moarte și istoria bisericii și așa mai departe. Și în special sectologia, care mi-am dat licența. M-am întrebat, domne, de unde a pornit antisemitism? M-am luat, a fost întrebarea mea și vă dau răspunsul pe care mi l-am oferit eu. Țin minte că părintele profesor Dumitru Popescu, în cartea lui extraordinară, Teologie și Cultură, scrisă în 1993, editura biblică și emisiunea la Bisericii Ortodoxe Române, spunea că toate aceste nenorociri ale secolului 20 pornesc din antropocentrism, adică omul s-a izolat de Dumnezeu și atunci, considerând că el este Dumnezeu, omul, nu? Nietzsche și așa mai departe, supra-omul, nu știu ce, aceasta au născut aceste groasnice crime împotriva umanității. Da, este adevărat, dar nu numai asta. Eu cred și sunt în consens și cu Leon Volovici aici, în cărțile lui, care a vorbit de stereotipul evreului ca model negativ absolut, de multe ori personificat cu diavolul, așa? Deși diavolul nu este personificat cu teologie, diavolul nu este ca persoană, este lipsa binelui lui. Bun, asta e atât. Deci, eu m-am întrebat și cred că am dat un răspuns pe care l-am și verificat. Esența, sămânța antisemitismului se află în Biblie. Se află în Evanghelia după Matei, capitolul 27, versetul 25. După ce Ponțiu Pilat s-a spălat pe mâini, iar poporul, răspunzând, a zis, sângele lui asupra noastră și asupra copiilor noștri. Această frază, în cadrul ciclului liturgic de un an, și care are momentul culminant, climaxul ciclului liturgic, începând de la Crăciun, este la Paște. Această frază este anunțată de preot în Joia Mare, în care, în solemnitatea extraordinară a bisericii, în care tineri, bătrâni, toți ascultă extaziați Sfânta Evanghelie. Și atunci iudeii au spus sângele lui. Asta intră subliminal în conștiința copiilor. Deci și colindul acela cu Jidovana furisit de la Cluj, de la televiziune. Deci copilul nu se dă seama. El, pe domnule, ăsta e rău, Jidovanul, ăsta e ăsta. Deci de aici pornește. De-aia, sigur, după aia au apărut și evreul Zeus în literatura germană nazistă, după aia protocoalele Sionului cu toate prostiile alea făcute de poliția țaristă, cum că evreii pun sânge de creștin în acuză de... Și principala acuză împotriva evreilor a fost cea de deicid, de ucidere a lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu. Deci evreii l-au ucis pe Mântuitorul. Evreii, neam de neamul lor, n-o să fie iertați. Păi iertați-mă, stimați colegi, ce vină are bebelușul care se naște acum în Israel de presupusele păcate de moarte, genocidare, deicidare ale antecesorilor săi. Nu este inuman? Și acum vine-o ca teolog creștin, fost creștin. Mai mult mormon, așa, decât ortodox, dar nici altceva. Și Bush întreba așa. Deci, noi am învățat la teologie că Vechiul Testament este legea dreptății. Și este absolut adevărat. Este esența legii morale, este decalog. Legea dreptății. Spune ce să faci, ce să nu faci. Cu ce a venit Hristos, zic creștinii, el a adus legea iubirii. Deci, iar un bun creștin trebuie să combine dreptatea cu iubirea. Sigur, este, să spunem, uite, domnul este jurist, Putărescu, a făcut o crimă. Da, e criminal, dreptate, dar prin iubire. Dar a făcut-o cu bună credință, n-a știut cum moare. Deci, introducerea conceptului bona fide în juridic, deja pornește, de la... Așa. Bun. Deci, revenind. Eu cred că de aici a pornit, de la versetul 27 cu 25. Și vin acum și argumentez. Există două moduri de a face arheologie biblică. Este un modul devoțional. Crede și nu cerceta. Deci, așa scrie la Sfânta Scriptură, așa, cuvântul lui Dumnezeu. Asta e adevărat.
Și modul critic, istoric critic, care spune, domnule, cum a apărut Evanghelia? Păi, în primul rând, nu se cunosc autorii. Evanghelia după Matei. Nu se spune Evanghelia de Matei. După Luca. După. Iar primele trei Evanghelii, numite și Evanghelii sinoptice, în ordinea istorică, cronologică, a apărut Marcu, Matei și Luca. De ce se numesc sinoptice? Pentru că au elemente comune, sunt ca niște muzicieni, ca niște variațiuni pe o temă dată. Această temă fiind o proto-evanghelie, numită și Evanghelia Q, de la manuscrisele de la Qumran, care se pare că a existat, când a fost descoperit acest text antisemit, să zicem, a fost descoperit la sfârșitul secolului I, deci la aproape 100 de ani de la evenimente. Și cum a fost descoperit? Cum a fost transmis prin script? Nu. Pe cale orală. Deci, aproape 100 de ani, ca și când noi am primit evenimentele sau Revoluția din 89. Și lăsăm la o parte toate mărturile, spunem, domne, cum a fost? Și noi spunem copilor, băi, a fost așa, uite, l-a omorât pe ăla și pe aia. Ăla spune așa. Deci, pe parcurs 100 de ani, evident că apar pervertiri ale adevărului. Și evident că întotdeauna interesul politic, cum a fost și la 1054, marea schismă, din altă, tot de interes politic și așa mai departe, primează. Și atunci, sigur că textul este. Ce au făcut? Începând din secolul, deci secolul IV, se numește perioada patristică, în care, mă rog, au fost sfinții părinți. După aceea, începând din secolul IV până prin secolul VII, jumătatea de secolul VII, au fost sinoadele ecumenice. Aceste șapte sinoade ecumenice. Cum mnemotehnic, noi teologii, spune Nicoefca Coconi. Nicea, Constantinopol, Efes, Calcedon, Constantinopol, Efes. Cele patru sinoade ecumenice. S-au întâlnit popii acolo și spune, ce spune, erau vreo 34 de evanghelii. Nu, asta e apocrifă, am impresia că mă bat prea mult. Dar asta trebuie neapărat să spun. Asta e apocrifă, nu e Evanghelia după Toma. Nu e ortodoxă, nu. O scoate. Deci, practic, au cenzurat textul. Bun, și acum luăm și textul în sine, uite, etimologic. Matei 27 cu 25. În limba latină spune Sanguis eius super nos e super filios noster. În Vulgata, așa, în Septuaginta extinsă și cu Noul Testament, este teimaton asveranei emasketa paidia mas. Deci, cuvântul super este sinonim cu grecesc cu varenei și înseamnă deasupra noastră, nu asupra, să ne apese. Deci, iată, o literă poate să schimbă sensul. Deci, sângele lui Hristos să fie deasupra noastră, să ne apere, nu să ne... Deci, lucrurile sunt foarte relative. Îmi cer scuze, nu vreau să jignesc pe nimeni, rămân un foarte bun, foarte tolerant și astea sunt gândurile mele care, sigur, vine unic și noastră. Bun, deci, revenind la Shoah, vorbim de negaționism. Păi, cum se aplică negaționismul în muzică? Bun, negaționismul în România am înțeles. Oana, cum ai bă, o cheamă, Stoiculescu, aia, nu știu ce, a zis că noi am fost Holocaust, că nu știu ce, că totul, că cei mai mari, Horia, Vintilă Horia și cu Radu Gir, au fost mari, scriitori, extraordinari. Domnilor, să vă citesc din poezia lui Radu Gir. Se numește Răzbunare. Suntem echipa morții, suntem echipa răzbunării legionare. Vrem răzbunare. Dar din mormânt ce răzbunare acum? E ziua răzbunării. Pentru trădători, mișei și trădare, azi vrem gloanțe și vrem ștreang. Răzbunare, a început vifonița cea mare, răzbunare. Asta este imnul răzbunare, alături de Sfântă Tinețe Legionară și Moța și Marin și Cântul Mâncișor și toate tâmpenile alea, pe care le-a scris Radu Gir, marele poet, între ghilimele, Radu Gir, pe versul unui nenorocit care se numea Nelu Mânzatu. Nu vreau să intru polemică cu nimeni. Cineva de aici o să înțeleagă foarte bine la ce mă refer. Domnilor, Nelu Mânzatu nu este elita muzicii românești. Nu putem pe... Asta e alt negaționism. Deci, lovim în marii compozitori evrei, cum s-a lovit, nu insist, am toate documentele, și în schimb îi eroizăm, cum spunea cineva, idolatrizăm pe acești criminali legionari, domnule, care nici măcar valoare profesională, nu sunt elitele României, Nelu Mânzatu, să mă ierte Dumnezeu. Bun. Deci am terminat cu Shoah, vă stau la dispoziție, dar nu înainte totuși de a da un scurt citat, asta este foarte important, așa ca o concluzie, lucrările mele sunt edificatoare, este și partea a doua a Shoah-ului, vor vorbi în limba franceză, când o voi prezenta așa. Din un interviu al profesorului Mihail Shafir, vinovăția poate fi numai individuală. Vinovăția poate fi numai individuală. Responsabilitatea însă poate deveni colectivă. Deci noi suntem vrând nevrând responsabili, așa și cum și nemții. Sunt responsabili de crimele antecesorilor. Și ce înseamnă responsabilitate? Înseamnă să conștientizăm faptul că aceste crime au avut loc și să evităm orice poate duce la
reluarea lor. Bun, în finalul este un articol foarte interesant, dar vreau să vă citesc ultimul paragraf. Citez din Mihail Shafir, citat. Succesul evreiesc de a trezi conștiința omenirii la grozăvile Holocaustului, devenit azi genocidul paradigmatic, a generat dorința de a prezenta gulagul în termen numai puțin generator de identificare și compasiune. Așa se explică faptul că, deși comunismul nu a fost genocidar în sensul acestui termen acceptat de ONU prin Convenția din 9 decembrie 1948, dar a fost din plin criminal împotriva umanității, se insistă în mod eronat a fi prezentat de genocidar. Deși crimele împotriva umanității sunt pedepsite de legislația internațională la fel de drastic, dacă ieri alaltăieri creștinul de rând aspira către imitatio Christi, azi a ajuns să aspire către imitatio Iude. Tot așa se explică și faptul că mitul funcțional este transformat în mit ficțional. De fapt, totul este mit. Documentarul Istoria Sovietelor, atât de admirat la noi, printre alții, de domnii Pleșu și Liceanu, este bazat pe ficțiuni și falsuri, nu în scopul de a nega Holocaustul, ci în scopurile urmărite de ceea ce a ajuns să fie denumit în literatura internațională de specialitate mitul dublului genocid, născut în statele Baltice, dar răspândit peste tot în lume, în lumea fostă comunistă și inclus în declarația de la Praga în 3 iunie 2008. Pentru a încheia, nu cred că va fi prea curând posibil să trecem la ceea ce filozoful israelian Avishai Margalit denumește o etică a memoriei sau o etică groasă. O etică universală e cam de domeniul păcii universale a lui Kant. Deocamdată ne aflăm în stadiul moralității memoriei sau în cel al unei etici subțiri. Ne identificăm cu cea durupei noștri. Românul o știe de mult când afirmă că propria cămașă se mai aproape decât oricare alta. Ceea ce însă mi se pare esențial este să acceptăm diferența dintre vinovăție și responsabilitate. Vinovăția poate fi numai individuală, responsabilitatea însă poate deveni colectivă. Dar atâta timp cât fenomenul freudian al externalizării vinovăției domine cultura politică, atâta timp cât ceea ce Ruth Benedict numea cultura rușinii predomină asupra culturii vinovăției, vom bate pasul pe loc și vom folosi termeni improprii. Hologulagul, din titlul conferinței mele, este și un asemenea termen. Deci, Holocaustul e Holocaust și gulagul e gulag. Mai am încă, am vorbit cam 25 de minute, o să, foarte pe scurt, o să prezint și elementele mai importante din cea de-a doua, în moment numai, așa. Bun. Cea de-a doua dimensiune pe propriu, analiza sinteza computerizată. Practic, începând din 2003 până prin 2008, am fost invitat de domnul decan pe atunci Soreanu și cu acceptul domnului rector pe atunci Dan Buciu, să, împreună cu Liana, Alexandra, ilustra compozitoare și muzicalitatea mea să fie, să susținem cursul de limbaje muzicale contemporane. Noi ne-am axat pe computer music, un domeniu pe care îl abordasem începând din anii 2000 și la care, de care eram efectiv pasionați. În acest context, deci am și scris o carte, o am aici, mă rog, între altele, am fost foarte interesați de visual music, este un nou gen care a apărut în perioada anilor 2003. În 2007 deja am fost premiați la Boston, la Northeastern University din Boston. Suntem considerați printre pionierii visual music. În 2009, mă rog, nu mai sunt prea multe de spus. Practic, acest proces al analizei sintezei computerizate este dedicat atât interpreților, cât și compozitorilor, cât și muzicologilor și pedagogilor muzicali. De ce? Pentru că, mă rog, sinteza computerizată, sigur, este mai degrabă adresată compozitorului. Dar analiza e foarte interesantă. Și aș compara modul în care poate fi analizat un text muzical, un flux muzical, mai bine zis, printr-un program, cum e CLEM și așa altele, nu știu ce, care îți determină marșul armonic, planul armonic se determină instantaneu. O să am și un video pe loc, sau când o fugă de Bach este perfect trasată în tronsoanele ei și contra subiectele și așa mai departe și toate elementele și vocile, cum se alternează, cum circulă motivele. Este foarte interesant. Deci această sinteză computerizată aș compara-o cu analiza tomograf care e făcută unui bolnav și care se adaugă modului de diagnosticare tradițional, prin palpare, nu știu ce, care ar fi analiza clasică. Sigur, ambele sunt importante, de multe ori și tomograful se înșală. Doctor, ceea ce pune mâna este, când face diagnosticul diferențial, e sfânt. Sigur, el se poate confirma sau infirma prin
Așa și aici. Deci o analiză computerizată poate confirma sau infirma o analiză, să spunem, riemanniană. Da? Nu mai vorbesc de analizele schenkeriene, care sunt foarte interesante. Din păcate, la noi nu prea s-au... Dar noi am făcut cu studenții la cursul de muzică 96. Bun. Deci, sintetizând, în esența esențelor, există două procese. Sonificare și vizualizare. Ce înseamnă sonificare? Înseamnă, și se foarte la mod acum, la Stanford se sonifică și, mă rog, gradul de poluare a Californiei, într-o anumită regiune, niște senzori se determină niște date care se transformă în sunet. Asta înseamnă sonificare. Deci, practic, transformarea în sunet a oricărui proces care poate să aibă sau poate să nu aibă aparent legătură cu muzica. Și e foarte interesant, pentru că de multe ori sonificarea dă niște... prin sunet se pot sesiza anumite raporturi care altfel vizual pot să nu fie atât de clare. Experimentul pe care l-am făcut în sonificare recent a fost cu domnul profesor Ștefan Trăușan Martu. Voi vorbi foarte pe scurt și chiar voi da eventual o mică... Mai am timp? Da. Sonificarea convorbirilor CET. El a făcut un experiment, pornind la keyword și nu știu ce. A pus studenții să dialogueze pe CET. Nu? Să spun eu, patru studenți. Ce mai faci? Bine, ce faci diseară? Mă duc la film și așa mai departe. E, aceste texte, convorbirilor CET, le-a transformat în sunete. E foarte simplu. Textul se poate, se reduce la originea numerică, orice literă, și atunci și acel număr se retransformă în sunet. Nu? XML, programe foarte interesante, care le-am aplicat și eu. Bun. Și mi-a prezentat mie niște fișiere MIDI la patru voci, spune quartet CET. E, aceste quartete CET, eu, ca și compozitor, sigur, ele sunau foarte interesant științific, dar muzical, sigur, trebuia lucrat puțin pe el. Era ca o temă care poate să-ți dea niște idei. Totuși vreau să vă pun puțin din această convorbire chatting, un moment, cu Ștefan Trăușan. Am uitat să vă spun, lucrarea a fost, a luat un premiu în America și așa mai departe, de sonificare. Iată, variațiuni. Pardon. Eu am spus music arrangement. Nu sunt mai mult decât un aranjor. O muzică ambientală de percuție. Filmul ce este? Este un flux vizual realizat la Tokyo, metroul din Tokyo. Am intrat și a filmat cu metroul o zi întreagă. Se schimbă. Dar sunetele sunt încet. Sunt apus și o tobe, le-am orchestrat, ca să zic așa, dar evenimentele sunt din convorbirile, contradicții, keywords. Și așa mai departe. Nu vă mai rețin, că vreau să mai prezint și altceva. Un alt experiment... Aoleu, stați pe... Mă scuzați. Hai, mă. Close. Așa. Bun. Tot în acea perioadă, sunt foarte bun prieten și Diana, extraordinar de prietenă, cu fostul atașat militar Rich McLennan, generalul Rich McLennan, cel care ne-a băgat și în NATO, ca să fiu. El era aici atașat în perioada 2003, 2002, 2006, 2007. Împreună cu Rich, cu soția mea am făcut și muzică, era foarte bună flautist, am făcut un trio cu Diana, împreună cu Rich am făcut multe experimente. Unele am aplicat și experimentul cu Sunwire. Ce însemna Sunwire-ul cu centrul de la Stanford? Transmiterea muzicii pe internet. Acum este banal, dar pe vremea era o revoluție. Adică se face muzică de cameră, eu să cânt aici, ala să cânte în China, altul să cânte nu știu ce, și tot în timp real. Cu niște difuzoare, nu știu ce. De asta trebuia o rețea internet mai bună și atunci am făcut-o de la ambasada americană, unde exista în anii 2000-2004 cu totul alte viteze de internet. Deci cu Rich am făcut acest experiment. De asemenea, este foarte interesant, și aici iarăși vreau să spun că muzica are niște valențe incredibile. Ați auzit de arma sonică sau de long range acoustical device. Aparat acustic de rază lungă de acțiune. Are cam până la 5 km. Este arma sonică, care se poate și ucide. E foarte simplu.
dar este genial cum a fost imaginată. După cum toți știm muzicii, în un difuzor iradiază sunetele, nu? Membrana difuzorului transmite, are un, panoramează sunetul. Nu există difuzoare unidirecționale, obișnuite. Există difuzoare cu condiția care să fie coarse, să fie piezoelectrice. Dar aceste piezoelectrice nu pot merge pe frecvențe audibile, merg pe ultrasunete, pe 2000, de la 200.000 de Hz în sus. 200.000. Și astea, într-adevăr, pot să direcționeze. Și atunci, uite, să-i dau un exemplu pe domnul profesor Țuțuiană. Cum arată această armă sonică, prima? Este ca o tigaie. Aici este un mâner. Bine, mânerul poate fi, poți să se ochești așa, bun, este o cameră video ca să poți să centrezi așa imagine. Tigaia respectivă are niște câteva sute, câteva mii de nici celule piezoelectrice, care difuzează, și aici este lucru extraordinar. De unde s-a pornit ideea? De la sunete lutartini. Ce sunt sunete lutartini? Descoperite de fapt de un organist german, Sorge. Sunt sunetele diferențiale. Acest Sorge, care era oarecum contemporan cu Bach, e mai tânăr ca Bach, și a observat că atunci când cântă la orgă un interval în forte, se aude în bas un al treilea interval. Heinholz a descoperit că acesta nu este decât diferențial. Adică dacă avem 550 de Hz cu 440, vom auzi în bas 110. Da? Asta este. Deci Tartini își corecta intonația făcând terțe, gvinte și așa mai departe prin sunetul din bas, care trebuia să... Dacă nu era gvinta corectă sau interval, ăla nu apărea. Deci în momentul când apărea ghost sound, sunetele fantomatice. Bun. Ce a descoperit acest american examinat? Care a fost inițial, a descoperit un nou difuzor. De aici a pornit. După aia s-a aplicat în militarie. Că dacă eu vreau să fac un difuzor direcțional, atunci trebuie să utilizez, sigur, coarț. Dacă să utilizez coarț, trebuie să mă duc la 200.000 de Hz. Și atunci, noi auzim de la 20 la 20.000, da? Noi auzim de la 20 la 20.000. Bun. Atunci, proiectez totul la 200.000. Și atunci am un sunet carieră, ca un ison. I-son, nu un ison. Un i-son, dar un sunet, nu? Invariabil de 200.000 de Hz. Da? Bun. Și ăsta este un generator. Al doilea generator va genera frecvențe variabile de la 200.000, 20 la 220.000. Deci exact diferența asta. Ăsta va merge de la 200.020 până la 2000. Nu știu ce. Da. Nu, nu-i corect. 220. Așa. Bun. Și practic, diferențiala asta se va auzi aici. Cum acționează arma? Acționează în felul următor. Iau tigaia și o trec spre domnul Susunea. Iertați-mă. Sunteți în rază de acțiune. Așa. Iau tigaia. Și, dar nu o pun pe capul noastră. Pentru că atunci care e spus să se reflecte sunetul și să mă sinucid eu. Am timp să mă feresc? Nu. Și o pun mai sus. Deasupra capului. Până la 33 de grade. Emit cele două sunete. Și nu să veți auzi, se aplică în sălile de conferință. Nu? La când este traducere simultană, să existe căști, atunci se pun raze de astea. Asta în japoneză și așa mai departe. E, ăsta au utilizat americanii în apărarea navilor americane, spuneți, sunt într-o zonă periclitată și atunci au de-astea, L-raduri, de-astea concentrice. Și dacă vine un terorist, intră în primul cerc și spune, bă, spune, toace-te înapoi, sunt în zona interzisă. Ăla spune antifoane și merge înainte. Îi dă un sunet cu o... de nu știu câți decibeli, ca să îi sparge timpanul, chiar dacă are antifoane. Și dacă ăla se spune chiar așa, cu ultimele mele și așa, îl focalizează, îl distruge. Pentru că dacă treci de 200.000, te transformi la laser. Ajungi la și se focalizează. E, acest lucru l-am făcut la... și să vedeți cum arată acum L-RAD-ul în aplicație. Deci este o comandă a firmei care... Pardon. General Atomics Arrow. Războiul viitorului. Așa sunt de comunicare. Cu baza. Este o rețea de avioane. Și acum o să treacă printr-o zonă periculoasă. Astea cu roșu, zona periculoasă. Asta e flotila aeriană. Spune, atenție aici, dreapta. Ia-te.
ăștia merg. Merg înainte, fără probleme. În momentul ăsta i-a detectat pe aia, își reglează, ăsta sunt antiaeriana, dușman. Laserul, mă rog. Și veți vedea cum acționează dragul. Ăștia sunt dușmanii. Mă rog, a trimis niște rachete, așa. Dar încă nu-i El Rago. Acum am intrat deja pe zona periclită. Ăștia trec cu rachete balistice și acum intră El Rago în funcțiune. Acum. Iată. Ăsta e. A trecut deja pe frecvență luminoasă de la ceas sonic. Termină. Deci cam asta e. Nu mai insist. Cred că am vorbit cam mult. Bun. Deci am vorbit de visual music, am vorbit de analiză sinteză. Ca să fiu să termin într-un ton mai împăiciuitorist. Există și posibilități de meloterapie computerizată. Cu Liana am făcut niște experimente. Ah, El Radio ăsta l-am experimentat, apropo, psihoacustic, în lucrările care am făcut cu studenți în cursul de... Da, cerea informație clasificată, domnul Sărbuciu. Acum pot să vă spun. Aceste frecvențe care pot să fie foarte nocive, le-am experimentat aici, în conservator, în sala asta. Revin. Deci, meloterapie computerizată, așa cum există efectul Mozart, de care știm cu toți, eu l-am dezvoltat efectul Gershwin. Cred că am terminat, am epuizat timpul. Ménage vous parlez français, avec votre, par votre amabilité. Bon, je vous prie de me laisser 2 minutes pour trouver mes papiers. Bon, je vais commencer. Alors, je parlerai de la thèse d'habilitation. Shoah, l'Holocaust, c'est un néologisme barbarisme en français, il dit seulement Shoah, mais je l'utilise maintenant. On utilise quand même aussi Holocaust, projeté dans ma création componistique. Je commencerai avec toujours avec un motto de Elie Wiesel, qui dit quelque chose d'extraordinaire. Je cite maintenant. « Je tenais à affronter les problèmes de l'Allemagne. Jusqu'ici, je me suis intéressé aux victimes pour être avec elles, mais pas aux bourreaux. Or, des jeunes Allemands suivent mes cours et je prouve pour eux un sentiment de solidarité. Eux aussi sont des victimes. De leurs parents, de leur passé, ils ne sont pas coupables. Seuls les tueurs le sont. Hitler voulait assurer l'avenir de l'Allemagne. Il a fait exactement le contraire. Il l'a tué. J'étais allé faire un discours au Parlement allemand. À la fin, je me suis tourné vers le président Johannes Rau pour lui dire « Vous avez beaucoup fait depuis la guerre. Vous êtes devenu une vraie démocratie. Vous avez aidé Israël. Vous avez aidé leurs survivants. Mais vous n'avez jamais demandé pardon au peuple juif. » Maintenant, je fais une parenthèse. J'avais parlé avec Norman Mare, hein, qui avait dévoilé le passé terrible de Mircea Eliade. Je dis avec une grande douleur dans mon cœur, car j'avais écrit une opéra après Eliade. Je l'avais aimé, mais pour moi, les sentiments sont changés tout à fait. Quand même, après que j'avais lu le mémoire de Sébastien, Michael Sébastien, qui était toujours trahi par Eliade. Sébastien Eliade était le meilleur ami, mais quand il est devenu légionnaire, il a dit « Laisse-moi juif en paix. » Bon, et ça c'était Eliade. Et alors, Norman Mann dit, bon, c'est un grand historien de religion, un grand écrivain, tout est ok, mais pourquoi il n'a jamais dit pardon pour ses crimes moraux de sa jeunesse? Il devait les reconnaître. Bon, alors, je reviens à Elie Wiesel. Il y a un silence. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Un peu plus tard, il a pris l'avion. Il parle de président allemand. Il est allé à Jérusalem. Il a demandé pardon officiellement. Pourquoi le monde est-il encore le monde qu'il est? En 1945, paradoxalement, j'étais très optimiste. Je pensais, on a appris. Si quelqu'un m'avait dit que je devrais encore combattre le fanatisme, point, point. Ma question est, pourquoi le monde n'a-t-il rien appris? Mais vous avez raison, ma vie est un point d'interrogation, une espèce en voie de disparition. Je n'aimerais pas d'être le dernier survivant, ce serait trop lourd. En même temps, je ne suis pas
peureux. Cet événement est le plus documenté de l'histoire. Même les bourreaux ont tenu les journaux. Les victimes, les enfants, les musiciens, les poètes ont témoigné. Dans les ghettos, on ne faisait pas que ça. On écrivait. Aujourd'hui encore, aucune période ne suscite autant de colloques, de publications. Ma peur, c'est la banalisation, la trivialisation de cette mémoire. Il est impossible d'écrire un roman sur Auschwitz. Soit ce ne sera pas un roman, soit ce ne sera pas Auschwitz. Que d'autres essayent, je ne suis pas un censeur. Moi, je ne peux pas. Mais, à propos de la banalisation, voyez l'emploi du mot Holocaust en français, en Amérique. Je suis tombé à la télévision sur un programme sportif dont les présentateurs s'exclamaient à propos de la défaite d'une équipe. Quel Holocaust ! Quand il y a un incendie, des morts, ce mot appartient. Donc, moi, je ne l'emploie plus. Je regrette d'avoir fait, aucun mot ne me convient. Faut de mieux, j'écris Shoah dans mon roman. Ou alors, je dis la destruction. Mais mieux va simplement dire Auschwitz. Et si on le dit sans trembler, alors il ne faut pas le dire. Bon, évidemment, en France, l'utilisation officielle, c'est du mot Shoah. Le mot a été, ce terme a été apparu dans les années dans 1986 dans le film de Claude Lanzmann, Shoah. C'est un documentaire très intéressant qui dure à peu près 9 heures, 8 heures et demie, 9 heures, où il est réalisé en Pologne avec des paysans, avec. Et sont des témoins sur leur mémoire à ce qui concerne le Holocauste. L'antisémitisme qui était aussi présent aux paysans d'aujourd'hui. C'est un film très dur et très intéressant et très, très captivant. Bon, ça, Claude Lanzmann a introduit dans la langue française ce terme. Shoah. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je dirais une fois de plus, ma thèse d'habilitation est structurée en deux parts. La première partie est plutôt musicale, une partition musicale d'une œuvre comprenant 9 parts, qui sont les suivantes. C'est Chris, From Earth to Heaven, une œuvre que j'avais, et je voudrais mettre aussi cette œuvre un peu, que j'avais écrit en 2007, initialement pour la musique, pour un site de United States Holocaust Memorial Museum, ça, plus clair, le site appendice qui s'appelle Holocaust Remembrance et qui est coordonné par un très bon ami, Clint Bradman. Puis j'avais orchestré ce Chris From Earth to Heaven, un cri, non, de la terre aux cieux. Et puis, la deuxième partie, c'est une œuvre écrite sur les vers du grand poète, grand ami Victor Bernardino. La troisième partie, Remember, s'appelle. Je me rappelle aussi, je l'avais écrit en 1986, avec Bernardino, et même si le texte de Bernardino parle de crimes faits dans la Transylvanie du Nord par les armées hortistes, et ils ont assassiné des Juifs, mais aussi des Roumains, à Ipatres, mais à tout ce village qui ont été exterminés. Même dans ces conditions, monsieur camarade Hegedus, Conseil de la culture et de l'éducation communiste, socialiste, a interdit cette œuvre. Il considérait que c'était contre l'Hongrois. Et finalement, Victor Bernardin a réussi, et moi aussi, avec le grand aide de Modeste Chitirdan à la Philharmonie de Craiova. Et là a été la première audition. Bon, deuxième Remember, sur l'éveil de Victor Bernardin. Troisième partie, Zama's Memory, Mémoire de l'hiver. De l'été, pardon, sur les vers de Léon Volovitch, où il évoque les crimes de pogrom de Yach. Puis, il y a quelques œuvres électroniques. Siemens Werke. Je ne sais pas si vous savez que Siemens, non, le grand industriel, etc., a été très entraîné dans les crimes nazistes. D'ailleurs, le lager, le camp de concentration de Ravensbrück, pour les femmes, il a fait des expérimentations anti-humaines sur les femmes.
etapelele la grăzime. E o si le chambre à gars, elle toutes ces choses étaient réalisées par Siemens Werken. Bon, puis c'est Echo, une qui tombe sur la séquence, le climax dans la macrostructure. Et puis trois œuvres, je voudrais aussi vous mettre un peu. Monster Souvenir, j'avais écrit des flèches sonores, visual music, évoquant quelques épisodes de Holocaust. Et finalement, c'est un Gloria Heron Holocaust, ma première œuvre dédiée au martyr du Holocaust. Et maintenant, je voudrais vous mettre quand même quelques petites illustrations sonores que je les considère relevantes. Et je veux vous dire aussi qu'est-ce qui m'a déterminé d'être dédié à ce thème du Holocaust du Shoah. C'est l'expérience que j'ai eue en 1970, je parle à la manière belge, 71, quand, participant au cours de musique de Weimar, j'ai eu l'occasion de visiter aussi à quelques kilomètres de Weimar le camp de concentration de Buchenwald. J'ai vu là des choses que je n'aime pas les évoquer. J'ai vu des lampes faites par des peaux humaines, j'ai vu des montagnes, des chaussures, des autres choses. Bon, maintenant, je crois que encore une minute peut-être, je voudrais vous montrer une de ces œuvres, Monster Souvenir, je tiens beaucoup, qui est aussi évidente pour... Alors, un petit moment. Ça c'est Chris, une minute. Orchestre National Radio. Yad Vashem, Musée du Holocaust de Jérusalem. Je voudrais en tout cas vous offrir un petit peu, j'ai encore 5 minutes je crois, Monster Souvenir. La Bostère de Lager. Lili Madeleine, vous connaissez bien sûr. Des jeunes filles très... Le Noël. Ils chantent, ils jouent. Première. Deuxième. Ça s'appelle Mengele's Song. Grand criminel, le docteur Mengele, nous avons aussi un docteur criminel, Paulescu, qui disait que les juifs doivent être exterminés comme les microbes, etc. Notre Mengele, Paulescu. Voilà, il avait une très belle voix, il aimait l'opérette. Et ça, c'est la voix de Mengele. Une opérette viennoise. On est beau temps. Troisième, le mouvement légionnaire. Je vais passer un peu plus vite. À propos de l'antisémitisme nostalgique.
la musique en bas et la projection en infrasons de Sfânta Tinerețe Legionară. Et un autre rythme, très raréfié. Le prêtre, avec le sabinazisme. Nicodim, le patriarche de Roumanie. Bon. Mais je vais passer encore à un Vaudreanu, non, un grand croyant. Un petit moment. Enfin, le flèche que je le considère peut-être le plus réussi se réfère au négationniste Vardy Chege, un grand général américain, général de brigade, un grand stratège. Il est le fils de Albert Vass, qui a été condamné à mort pour ses crimes contre les paysans roumains, contre les juifs. Son fils s'appelle Huba Vass de Chege, le général de brigade dans l'armée américaine. Et voilà, maintenant à la retraite. À la mémoire de son père, en Californie. It's really gratifying as I walked around beforehand and I met people, how many people I knew and how many people knew Le prêtre. My father, and très honorable. Knew him from other places and other times. Older pairs, times, older place. For us, Hunting was hot. Et ça, c'est une poésie de Albert Vass, qui s'appelle Les Rats. Les rats sont les Roumains, qui est maintenant étudié dans l'école, je vous dirai. Que les Roumains sont comme les rats. En Transylvanie, envahit une maison qui doit être tuée. Voilà les rats. Je crois que j'avais dépassé un peu. Hein? Voilà, Albert Vass. Bon, je vous remercie. Vă mulțumesc. Acum vă luăm din nou pe românește, da? Vă stau la dispoziție cu întrebările care doriți să vă pun. Doctorate. Am auzit un expozit istoric, date care nu știu când le pot confirma sau nu.
O să vă explic imediat, vă dau datele. Nu, nu, păi sunt. Vorbim de deportările din Transnistria. Au murit foarte mulți în deportări. La Odessa, 120.000 deportări, 120. Bun. Bon. Deci am spus, nu poți. Nu intră Transilvania. Așa, dar în tot expozeul dumneavoastră nu am auzit nimic despre intențiile dumneavoastră legate de doctorat, în modul în care veți colabora cu studenții, despre temele pe care doriți să le abordați, despre metodologia acestei apropieri de doctorat și v-aș ruga să sigur prezentați punctul de vedere și din sub acest aspect. Am subliniat chiar la început că, deci, dacă nu mă înșel, în regulament se scrie ce propune pentru dezvoltarea carierei în școala doctorală sau ceva în stilul ăsta. Și am spus chiar de la început că doresc să propun studiul Holocaustului într-un mod mai sistematic, cu aplicație eventual la muzică. Există foarte multe lucruri pe care studenții noștri și doctoranții noștri trebuie să recunoască. În primul rând, de muzica Holocaustului în Germania și în România. Exista și în Germania și în România. În Germania, sigur, a fost generația de la Terezin, orașul așa zis model făcut de nemți, în care le-au dat oarecare autonomie, dar era sigur totul controlat de SS, și care chiar s-a dezvoltat o școală muzicală extraordinară, școala de la Terezin. Spre sfârșitul războiului a luat pe toți și i-a exterminat. Dar în această școală au rămas compozitori foarte importanți. De altfel, creațiile muzicale inspirate de Holocaust sunt frecvente în literatura universală, să mă refer la Penderecki, Die Sire, sau Auschwitz Oratoriu, la Darius Milhoaski, Olivier Messiaen, Steve Reich, Different Trends, după aia Shostakovich, Sinfonia Leningradului, după aia Sinfonia Baby Yar, acolo unde au fost omorâți iar foarte mulți evrei de Ucraina. Dacă Sinfonia Leningradului are de-a face cum să n-aibă? Este vorba de o sinfonie de apărare împotriva fascismului. Oricând vorbim de Holocaust, ne referim în principal la doctrina nazistă. Holocaustul este legat indisolubil, este efectul nazismului, ăsta este Holocaustul. Sigur, eu acum sunt în urma discuțiilor pe care le-am avut pe larg în legătură cu aia. Și chiar aș dori să răspund la întrebare. Colaborare cu domnul profesor Mihail Shafir, de la Universitatea Babeș-Bolyai, care este un eminent expert în acest domeniu, de altfel este după aia cu Institutul Wiesel, care este foarte important pentru noi, ca să nu mai vorbesc de Yad Vashem, sau de United States Holocaust Memorial Museum, unde Radu Ioanit, compatriot de-a nostru, este director. Trebuie să fim foarte conștienți, să fim foarte responsabili. Eu am insistat pe acest termen. Deci eu consider că trebuie să avem această responsabilitate și la nivelul școlii doctorale. Este părerea mea. Referitor la compozitorii care am abordat Holocaustul, Karl Stockhausen, în Licht, Die Sieben Tage der Woche, mama lui Stockhausen a fost eutanasiată, nu știu dacă știați, era handicapată, a suferit o nevroză, nu știu ce, și a fost internată la un centru de stat de tratament, și primele experimente de eutanasie au fost făcute pe nemți de SS și a fost gazată. El evocă această scenă în Licht, Die Sieben Tage der Woche, și scena a doua, vă spun și exact unde, scena a doua, Mondeva, se numește din Donnerstag. Fiecare parte evocă anumită zi. De asemenea, Nikis Theodorakis, John Williams, John Zorn, William Schumann, compozitor american important, Tea de Mare Zoyens, John Cage, In the Name of the Holocaust, 1942, că după i-am preparat, Mesias Magoașca, ce să mai vorbim, sunt foarte mulți și aceste lucruri nu pot fi ignorate. Noi avem responsabilitatea noastră, pentru că dacă nu ne asumăm, atunci se pot ajunge la situațiile penibile la care s-a ajuns, de pildă acum, la operă, în care bunii români au strigat afară străinii. Este o simptomatologie, spuneți că nu e Holocaust. Nu, este nazism, este intoleranță. Deci, eu cred că este foarte important acest lucru. Pe de o parte, al doilea lucru, analiză sonificare, analiză sinteză computerizată. Eu de aia cred că ambele teme sunt importante pentru școala doctorală. Este părerea mea. Și le-am spus și de la început. După ce anume standarde bibliografice intenționați să lucrați cu potențialii doctorați?
adică aparatul bibliografic, după ce anume se poate cita, sigur. Depinde de tema. Note de subsol și așa mai departe. Nu mă refer la aspectul formal. Adică? Adică, asta e întrebarea. Nu, nu, n-am înțeles întrebarea. Reformulați-o, că n-am înțeles sensul întrebării. După ce standard de biobibliografie? Am înțeles, da. Păi după standardele aplicate în literatura română de specialitate, în știință, sigur că da. Pot să apară trimiteri în subsolul paginii, bibliografia selectivă, după aia bibliografia generală, care este foarte importantă. Am citat întotdeauna pe acest aspect al bibliografiei, chiar și în teza mea de doctorat, țin minte că am vreo 20 de pagini de bibliografie. Cred că așa este corect și chiar cred că putem face mai mult. Am înțeles că s-a făcut un program care poate depista, mă rog, elementele de necinste în plagiatul și plagiatorismul și asta, poate, poate cu keywords merg, dar oricum trebuie să fie foarte atent coordonatorul de doctorat, numai ca să evite astfel de situații penibile în care se copiază de pe internet, de pildă. Hai să vă spun pe sincer, acum suntem între noi, am coordonat, pot să spun sincer? Spun sincer. De ce nu mai fac teze de licență? Pentru că îmi spunea studenții, domnule, lăsați mai să, eu mi-am comandat teza. Adică mi-am comandat teza, nu. Am fost în comisie de licență și erau mai multe lucrări. Păi, bibliografiile erau aceleași, erau xerografiate. Am înțeles că pe undeva există un computer în care există toate lucrările care se cânte de obicei, soatele de Beethoven și ce spune, băi, vreau, ce cânti? Păi, soata a treia de Beethoven, soata a sesa Franc, gata, jumătate de oră e gata. Câte pagini? Păi, depinde, la 30 de pagini plătești 500 de euro. N-am mai zis, din acel moment eu n-am mai fost să mai girez. Deci, se aplică aceste lucruri, să știți. Cu comanda lucrării de licență. Nu știu dacă la doctorat s-a ajuns la aceeași performanță, dar cred că eu prefer să nu răspund la astfel de... Mulțumim. No comment. Domnul profesor Grăduș este aici, domnul profesor, da? Da. Mulțumim. Domnul profesor Grăduș. Am aflat multe lucruri pe care, de întâmplare, le-am citit destul de recent pe internet. Pe internet m-a interesat, de exemplu, un autor, un romancier, despre care astăzi nu se mai spune nimic. Și pe care eu, când eram copil sau adolescent, i-am citit și romane, îl chema Octav de Sila. Și am căutat pe internet acest nume, Octav de Sila. A fost și militar, a fost și scriitor. Și printre altele, rezultă de acolo, că el, ca militar, așa, în fine, a condus câteva niște represiuni, din Moldovei, din Bucovina. Cred că știu ceva, da, da. Și atunci am descoperit și un articol foarte amplu, de care l-am citit o jumătate de zi, despre pogromul din Real, că ce s-a întâmplat în zona Iași. Și, într-adevăr, este ceva îngrozitor. Domnul profesor, vă ofer această... Nu vă ofer. Nu, că n-am terminat. Da, da. Nu, să o citiți, să vă frunzăriți. Pogromul de la Iași. Scrisă de Jean Anser, un mare... Da, scuzați. Da, da. Deci am citit acolo foarte multe lucruri, le-am remarcat și în ceea ce e interogațiile tale și este foarte bine. Că sunt absolut de acolo. Însă, aș vrea să mă întreb chestiile astea, adică eu încă n-am înțeles prea nimic, diferența de genocid, între Holocaust, între pogrom, între așa și mai departe. Da. Am înțeles foarte bine. Și vreau să mă întreb, cum am putea să catalogăm, de exemplu, ceea ce a făcut tovarășul Stalin cu ucrainienii, care i-a lăsat să moară de foame. Au fost câteva zeci de milioane de țărani, da, ucrainieni. Știu, foamea din Ucraina, da. E, ăsta ce a fost? Când a fost? Ce a fost? A fost genocid. Genocid. A fost un fel de genocid, dar nu a fost Holocaust. Nu a fost Holocaust, fiindcă nu păi a fost, dacă vreți, s-au fost crime împotriva umanității, care sunt condamnabile de... Organizația Națiunilor Unite a precizat asta, în 48. Ceea ce a văzut Pol Pot în... Crime împotriva umanității. Crime. Și da. Atunci... Crime împotriva umanității. Am înțeles la mine. Care sunt de obicei? Adică Holocaustul nu este de asemenea o crimă împotriva umanității? Este mai mult decât o crimă împotriva umanității. Adică este mai mult? Shoah înseamnă cataclism, înseamnă catastrofă și a fost o tentativă de a anihila un neam întreg de pe glob. Dar Pol Pot n-a făcut același lucru acolo.
Nu a făcut. Stalin n-a făcut același lucru în Ucraina. Păi n-a făcut același lucru. Și puteți să-i dați în alte termeni. Spuneți-i gulag. Stați un moment. Deci, domnul Shafir spune foarte clar. Domnule, succesul evreiesc în materie de Holocaust a fost preluat și de creștini, care spun, nu mai spun imitatio Christi, imitatio iude, și atunci luăm Holocaustul de la evrei și îl folosim la genocidurile din țările creștine. Deci, se poate folosi alt termen. Spuneți-i cum vreți. Spuneți-i gulag. Dar nu e Holocaust. Bun. Păi vă răspund, nu? Păi ori... Am spus când vreau, eu nu când vrei. A, bun, ok. Deci, acestea sunt vreo câteva întrebări. Sunt niște lucruri care se foarte bine că există și se discută și încă se discută și nu s-au rezolvat. Toate ce există o serie de acolo de contrabit, bun și bun și bun. Însă, deci trecând peste problema generală, problema de principiu, legată de Holocaust, genocid, crime, etc., etc., am vrea să știu, totuși, ceea ce s-a întâmplat cu represiunile românești împotriva evreilor, în Vasta Arabia, în Ucraina, așa mai departe. Dar vreau să știu, totuși, nu au existat când de români și niște, cum să spun, personalități care au fost pozitive pentru evrei. Știu că datorită anumite politici românești sau nu știu cum, din România au plecat în Israel, după război, câteva sute de mii de evrei care au supraviețuit. De unde au supraviețuit și cum? Este o întrebare. Nu știu, nu o plecem. Însă știu că la mine în curte, unde se dea pe strada romană, așa, de asemenea au venit vreo câteva fete, așa, câteva evrece, care s-au tălocuit acolo câteva luni de zile, până când au plecat în Israel. Câte foarte drăguțe simpatie, sau prieteni cu copii, adică, mă întreb dacă, într-adevăr, românii, și ceea ce s-a întâmplat în România a fost, să spună, numai lucruri negative, numai așa. N-au fost și oameni care au susținut cumva, care au fost împotriva acestei mișcări de represiune care s-au întâmplat. Poți să vă dau un răspuns? Poți să vă dau un răspuns dacă există așa ceva. Cum să nu? Dacă te-ai interesat acest cum lucru. Cum să nu? Da? Este, cazul, este pur și simplu cazul Alfred Mendelssohn. Alfred Mendelssohn a avut o biografie foarte interesantă. El a studiat la Viena, a studiat și filozofia și medicina puțin. Și pe lăsați-mă să termin atunci. Dacă nu. Eu sunt, Vlad este cel mai bun prieten al meu. Ori, el a fost ofițer al armatei române, a fost colonel, a fost șeful muzicilor militare. Până în 1940, când au venit legionarii, l-au scos din armate și după aia a fost urmărit de legionari, au venit cu bâtele, cu astea, să-l omoare. Vă dau o mărturie efectivă. Victor Bernardeanu, care a fost vărul lui. Amintire cu Freddy, Alfred Mendelssohn. În vara lui 1942, e o poezie, cu versuri albe. Într-o zi de august, un cerc copleșit de un plafon de nori zăpușitor, cu umbre palpitând, cutreierând amenințător oraș. Eram în plin război și zilnic plecau vagoane costași înnegurați spre cotul Donului. Plecau vagoane de vite și cu evrei spre Transnistria de luft și spaime. Așa erau duși evrei în vagoane de vite. Într-o zi de august, cum spuneam, în 42, cu soare cruce potopea necruzător cartierul, cu foamea bântuit ca o uliță dogorâtă, în acea zi de august, când sub solul unui bloc cenușiu de pe strada Olari, prin ferestrele abia întredeschise, prin pedele grele, ca niște ploape de insomnii, l-am zărit pe vărul meu Freddy, pe bucălatul Freddy Mendelssohn. Era gras pe vremea. Era o umbră doar din ce fusese cândva prea Dolofanul capitan, dirijor de muzică militară, fiul unchiului Leon, fost prin violonist la Filarmonica și în Orchestra Operei Române, iubitul colaborator al lui Enescu. Cum ziceam în acea... Deci el descrie aici cum se ferea, cum erau periclitați de moarte. Și acum mi-a deschis o temă interesantă care și pe mine m-a interesat. Deci această acuzație, domnule, evreii au fost comuniști. Da, domnule, au fost. A fost și ăla, cum îl cheamă, Matei Socor. Dar acum eu vă întreb. Noi trăim aici și avem o forță care pe noi toți ne amenință cu moartea, dacă ne prinde, ne rade. Această forță are o contraforță care luptă împotriva ei. Păi instinctul de conservare nu spune mie să mă pun bine cu ăla care e dușmanul meu? Nu este o logică clară? E ce? Păi bine, nu înțeles ce vrei. Păi cum adică n-ați înțeles? Eu v-am dat răspunsul și m-ați întrebat dacă au fost români care au ajutat evrei. Sigur că au fost. Un colonel al armatei române care întâmplător a fost chiar tatăl... Stați să vă spun, dați-mi voie. A fost chiar tatăl Ian Alexandra. A fost colonel în regimentul de gardă, colonel Moraru, care l-a salvat pe... Erau vecini. L-a salvat pe Alfred Mendelssohn de la legionar. Ea când l-au văzut pe ăsta în uniformă de colonel, au luat-o la fugă. Deci asta. Și Mihai Joga l-a salvat pe Socor de la pușcărie. Dar acum, apropo și de Socor... Adică mă interesează dacă te-ai interesat această temă. Cum să nu? Eu n-am făcut. Nu, că nu sunt istoric. Într-adevăr, l-a susținut evrei în această perioadă de... Enescu l-a susținut pe Matei Socor.
care a fost un mare avangardist, a fost primul... Care rezultă din ce ai citit? Eu m-am referit la teza mea, da? Care se numește Holocaustul reflectat. Cum adică nu rezultă? Vreți să vă dau? Mi-a spus de crimele comise și răspuns și domnul profesor Buciu. Bun. Repere ale Holocaustului românesc. 400.000 de victime. Lăsați-mă să termin acum. Pogromul de la Galați. Iunie 1940. 400 de evrei uciși. Refugiați. Pogromul de la Dorohoi. 1-2 iulie 1940. 200 de militari români. Atenție! Militari români evrei uciși de colegilor militari. Români. Deci erau colegi, soldați, unii erau evrei. Așa, stați puțin. Pogromul de la Herța, 5 iulie 1940, 50.000 de victime, relatează Liviu Beriș, care este o somitate la Federație. Masacrul din Transilvania de Nord nu intră, Iptrăznea, Moise, Sărmașu. Pogromul de la București, 21-23 ianuarie 41, 140 de evrei, devastări, incendii și așa mai departe. Pogromul de la Iași, 27-29 iulie, 15 victime, iunie. Pogroamele de la Odessa, 22 octombrie 41, 20.000 de victime, ăia care erau spânzurați. Păi, dar ce m-ați întrebat dacă... Păi, te-am întrebat dacă efectiv ai făcut o listă despre români care i-au susținut pe ei. Sunt martorii popoarelor. Ei, pentru toți acești români... Sigur că da, există la Ierusalim, există... Dar nu era subiectul meu ăsta. Păi, nu vă supăra, pot să vorbesc eu acum de... Este un domeniu care s-au scris... Ești interesat? Cunoști subiectul? Ești în temă? În mod tangențial, da. Tangențial. Atunci studiază. Păi dacă... Eu nu vă supăra, dar ce să studiez? Nu mă interesează în mod special acest. Pentru că România a făcut mai multe crime decât să-i salveze pe evrei. Mai mulți i-au omorât decât i-au salvat. După ce... Nu puteți să ignorați 400.000 de evrei. Asta se numește negaționism. 400.000 de evrei au fost uciși de trupele române. Bun, dacă 1, 2, 3 români au salvat... Ei au plecat peste 200.000 de... Vreți să vă arăt sentimentele românilor împotriva... Vreți să vă spun... Ceea ce nu au plecat în Ungaria. Poftiți? Ceea ce nu au plecat în Ungaria. Acolo au murit toți. Bun, acum nu știu... Vreți să vă spun... Au plecat peste 200.000 de evrei în Israel, după război. Așa. Vreți să vă vorbesc despre sentimentele românești împotriva antisemite în perioada interbelică și înainte? Da. Bun. Asta zic și eu. Tocmai și eu aș vrea să pun o întrebare simplă și concretă și să vă rog dacă puteți să-mi răspundeți tot simplu și concret. În cazul în care începeți să lucrați, veți avea studenți doctoranți și veți îndruma. Și veți avea grijă exact de ceea ce spuneați dumneavoastră mai înainte, ca ei să știe să prelucreze surse, să nu copieze. E esențial. Esențial și cum explicați-ne și nouă, cum i-ați explicat la prima ședință unui doctorand diferența între trei situații. 1. Prelucrare și parafrazare de idei și de informații. 2. Citat. 3. Copiat, plagiat. Adică care e diferența între cele trei situații? Prima fiind, mai repetați că n-am reținut, deci ați vorbit mai încet. Să vă notați, să vă dau un... Nu, țin, dar ați vorbit încet. Deci parafrază, care... Deci prelucrare și parafrază de idei și de informații, prima situație, da? Deci prelucrarea este același lucru cu parafraza? Nu, neapărat. Păi aia zic. Asta vă întreb. Cum e explicați unui student, explicați-ne și nouă. Deci asta e prima situație. Prelucrare, parafrază, da? A doua situație, citat. Da. Cum se citează, în ce fel se citează. Da, da. Surse românești, surse străine și așa mai departe. Și trei, copiat, plagiat. Bun, plagiatul e clar. Deci e condamnabil. O iau de la... Cum e explicat unui student? A, moral. În primul rând, da. Început decalogul. Spune, domnule, să nu furi. Plagiatul înseamnă hoție. Dar trebuie să explicați ce înseamnă exact plagiat. Ce înseamnă plagiat? Plagiatul înseamnă să copiezi un text și să treci în cartea ta fără să indici autorul. E foarte clar. Ce e așa mare filozofie? Bun. Celelalte. A spus situația a doua... Citatul. Citatul este admisibil, condiția să fie indicat autorul, fie în subsol, fie și în subsol și în orice caz în bibliografie. Este obligatoriu, cu pagina la care este citat. Pentru că altfel să fie clar indicat autorul și mai mult decât autorul, editura, anul, orașul, țara și așa mai departe. Pagina cu tare... Deci la subsol sau la bibliografie, că nu mi-e clar. În orice caz la bibliografie, toate datele astea, cu pagină, cu editură, nu știu ce, la subsol se poate cita o singură dată și a doua oară opcit. Adică dacă se mai ia de la autorul respectiv, este opcitat, opusit. M-a spus asta, eu dacă aș fi doctorantul dumneavoastră, n-aș înțelege.
Eu cred că aș avea deci, un doctorat care ar înțelege treaba asta. Mai nu, nu, iertați-mă, dar cred că a fost clar. Deci, citatul trebuie trecut la bibliografie. Punct. Și... Păi, dar n-am spus că nu trebuie dată notă de studiu, dar am spus că toate lucrările citate trebuie trecute la bibliografie. Păi asta am afirmat. Citat în text, deci, încă o dată. Toate lucrările citate, trebuie, în mod obligatoriu, trebuie trecute la bibliografie. Și pentru ca să ne luăm o măsură de precauție, în plus, se poate pune și în subsol că este din pagina cutare, din lucrarea cutare, care apare la bibliografie. Care... Trebuie să consultați niște lucrări tehnice despre cum... Am scris niște teze de doctorat și a fost apreciat. Știu că n-am avut probleme, cum ai știut Giuliano în sensul ăsta. Dacă aveți un citat dintr-o limbă străină, care așa. Nu a fost tradus acea lucrare în românește, cum citați? Cum citează doctorandul? Deci este un citat dintr-o lucrare inedită care nu a fost tradusă în română. Bun, se trece și textul original, se trece și o traducere care se trebuie făcută cu foarte multă atenție pentru că traductorul e traditore și de multe ori se poate să fie pervertită. În orice caz, textul original. Și cred că cea mai grea situație și dificilă, pentru că acolo e granița fină între parafrază și plagiat, este prima situație. Deci, cum învățați un doctorant să citească o sursă, să o prelucreze și să o parafrazeze? Deci, diferența între parafrază și păi, eu zic că prelucrare. Aspirația este citit, nu de sursă. Nu, a spus de prelucrare și parafrază. Da, da. Nu, lasă-mi voi să vă răspund. Ce dori? Nu mi se pare clar. Adică ce? M-ați întrebat care e diferența între parafrază și prelucrare? Care este... Nu, eu v-am întrebat diferența între trei situații. Acum expun eu studentului care este diferența. Bun. Păi, în cazul parafrazei, îi spun că este un fel similară cu o temă cu variațiuni, în care o temă este parafrazată și apare într-o formă variată. Deci această parafrază este o variație a temei inițiale. Pot să parafrazez după o poezie de Topârceanu sau pot să fac parafraze după nu știu cine sau pot să fac o afirmație parafrazându-l pe Elie Wiesel, spun și eu că Dumnezeu este nu numai o felie de pâine, Dumnezeu este și în oxigenul pe care îl respirăm. Deci este o comparație la un text bine stabilit și care este aplicat într-un mod liber. Este o interpretare... Eu nu prea sunt adeptul parafrazelor, ca să fiu foarte sincer. Iar cu prelucrarea, este ceva prelucrare, adică iei un text și pornești de la el și încerci să-i faci o exegeză textuală, să găsești sensurile respective și eventual să-l dezvolți într-un mod original, adică să pornești la textul ăla și să naști o operă scrisă care să pornească de la textul prelucrat. Și atunci, dar trebuie specificat neapărat că este prelucrare după textul ăla. Cam asta. Ca și în muzică, spre lucrarea lui Colind, nu ca să suntem muzicieni, păi, vorbim de muzică. Vă explicați foarte bine aceste lucruri legate de compoziție, dar în textul muzicologic e puțin altă situație. Păi nu, este același lucru. Prelucrare e prelucrare. Îmi pare rău. Adică a prelucra un text înseamnă a lua, a supune unui travaliu care îmi aparține mie, prelucrătorului. Dar încă o dată, eu aș evita, dacă aș avea un doctorant, și vă mai fac o mărturisire, dacă voi avea vreodată, nu cred că vreau să mai am mai mult sau unul sau două doctorate, marele Sigismund Toduț a dat toată viața lui 16 doctorate și știu că a refuzat pe foarte mulți mari, pe foarte mari, multe mari personalități. Deci eu nu mult ased multul. Cum să nu-i dea comunii? Nu, stați puțin, că punea niște întrebări cu special ca să nu deam. Dar, în orice caz, comuniștii ar fi dus să dea la toți politicii și doctorat. Tocmai, nu și muzicienilor. Deci îi dădeau un număr limitat de locuri domnului. Dacă ar fi nu mai ești introdus, l-am cunoscut personal, a fost bun prieten cu unchiul meu, Balint de la Cluj, și l-am cunoscut părinte de familie, iar, mă rog, nu mai intru rău. Deci, eu aș evita și parafraze, și prelucări, și asta. Domnule, o teză de doctorat în America este ceva foarte original. Nu înseamnă 500 de pagini, 1000. Este un lucru absolut nou, matematic eventual, depinde, element, Sandweier, chestia asta transmitea pe internet. S-a făcut, scris ce a făcut o teză de doctorat, care are vreo 30 de pagini. Toate numai ecuații. Eu așa văd, cam așa în stilul ăsta aș vedea la modul ideal. Și nu cu prelucrări din diferiți autori, așa luăm, compilăm, se fac compilații. Muzica, nu era în domeniul muzicii. Domeniul umanist. Păi, domeniul umanist există, știți care sunt regulile școlii noastre doctorale, cât este minimum și maximum pentru o teză în funcție de specific. Stați că n-am înțeles. Păi, dar doriți să intrați în această școală doctorală, nu știți cerințele de prestații?
Ba, le știu ce nu sunt. Așa, și care e problema? Care este numărul minim de pagini pentru o teză în interpretare și compoziție? Iarăși, cred că aici se comite o greșeală. O teză poate să fie... Trebuie să fie eu mă întreb de reguli, nu știu dacă sunt... Pe regulile sunt în funcție de tema pe care o abordez. Nu e adevărat, există reguli aprobate de Senatul Unii. Bun, iar eu vă spun că există reguli aprobate de Academia Română care nu limitează acest lucru. Da, dacă dumneavoastră veniți în această școală, domnule, și nu respectați regulile, unde ajungeți? Cum adică nu respect regulile? Sunt păi v-am spus care sunt. Trebuie să fie în primul loc care... Cum mi-ați spus? Adică ce vreți să vă reproduc eu acum regulile? Da, vă întreb dacă știți. Păi le pagini? Știu, dar nu le știu să vi le reproduc textual. Vi le pot spune să le citeți. Avem numere. Cum vă face dumneavoastră cu numere? Minim de număr de pagini. Câte are? 300 de pagini. N-ați citit înseamnă pe site. A, ce să vă spun. Astea sunt lucruri formale total lipsite de importanță. Și nu sunt un motiv... Bun, faceți cum doriți noastră, eu mi-am expus problema, puteți să respingeți, eu nu mai am timp să mai stau, vă mulțumesc frumos. Mai sunt întrebări? Da, un moment să-mi șterg fișierele de aici. Preza mea de doctorat a venit pe 30 de pagini și a fost făcută cu Victor Giuleanu, care a fost cel mai mare specialist în acest moment. Marele Victor Giuleanu nu mi-a spus că trebuie să limitez teza la un număr sau la altul de... Sigur că este un minim, dar nu cred că este o întrebare relevantă. Bun. În funcție de subiectul test. La revedere, mai bine. Mulțumesc.